A, nu știu, i-a călcat mașina, ce pe de-aia nu poți să-l dai, bă. Bă, că poate să mintă ăștia, bă, e incredibil, mă, măgați. Să bat aici cu mine de față, moare, cheamă din aici, chiar călga mașina. Băieți, un follow pe Instagram dacă se poate așa, pe cea enorm. Vă pup, aveți grijă. Bă, bă, bă. Vin zi arme? Bă, vin zi arme? Nu. Te-ai băgat fătut Dumnezeu, el nu ce să fie sindica, măi. Stai jos. Au. Tu ce te uită în pula mea, el marșă, da, măi. Beji, sincer? Tu mă întrebi așa... Păi mai du-te dracu până când. Nimic, a poate... Aaaa, fuck! Dumnezeu, ești Cristul și mă-ți. Hai să curiez dacă fac ăștia tiet. Bă, de ce ești unde simțit? Bă, e ală. Aveți filmare? Da. Atunci nu poți vota liber. Că ți-a zburat, da. Poftim? Nimic. A, nu știu, i-a călcat mașina, ce, pe de-aia nu poți să-l dai, bă. Bă, că poate să mintă ăștia, bă, e incredibil, mă, măgați. Ce-ar făcut de pentru? Să bat aici cu mine de față, moare, cheamă din aici, că i-a călcat mașina. Ce idee ai, să vezi și eu. Nu veni că gen... Bine, am făcut ietă în rupe, dar acum am chemat eu medicul. Poți să vii astea așa. Nu știu dacă poți. Mi-e bintul ăla, s-a pus pe F5 sau tichetele. Dă-mi și mie. Stai așa. Bind, keyboard, F5, TK. Ia trage-mi în face. Ia trage-mi în face. Ia. Dom'le, cu cine vorbește băiatul ăsta? Bă, ăsta-i. 10713. Aveți nevoie. Da, ce-a puțin băi. Era cu motocicleta, era. Aveți nevoie de mai multe. Da. Ia vino cu aceea. Păi? Vino cu aceea. Vino cu aceea. Dă-mi reu. Nu ce să dau, nu dau nimica, frate, rămâi acolo. Bă, nu-i dai nimica. Vino cu aceea, cam tichet. Cu cine vorbești, mă? Bă, dă-mi reu, ca să vin eu. Și de ce nu poți să vorbești aici? Păi da, băiatul ăsta e mort aici și ăsta a făcut tichetul, vino cu aceea. Ăsta a făcut tichetul, de aici de jos. Ai făcut tichet. N-a făcut ăsta? Nu, eu am făcut. Da, da, uite, tu ai plecat de la tichetul lui, el aparent și-a luat revive de la medic și ăsta vorbi mort din el. Cine eu? Bă, ăla e joar, e joar, are motocicletul de așa martor de mine. 13.700. Tu te-ai dat jos și ne-ai luat la bătaie, tu trebuie să rămâi mort acum. Da. Înțelegi? Bă, te zicea schimba culoarea la ei. Băi, dar nu m-am urât în niciun rol pe cu omuletul special. Măi, omule, cine ți-a scos ție armă, că nu înțeleg. 10.713, până cu aia. Da, eu ți-am scos armă. Ce armă? Nu, că tu ești ratat. Bă, dar mai suferi mult, mă. Minte la tichetă. Propun bani. A, uite, poate aici asta acum. Dar tu trebuie să rămâi mort. Nu trebuie să rămân mort, dar ia zi, pentru ce motiv nu trebuie să rămâi tu mort? Ea, cu luminează în școală. Dar tu luminează, nu știi nici că scoți și mă omori în zonă publică. Ce am scos? Ce am scos? Am mai rezolvat și pe mine, stai că nu ai rămân. Și ce lanternă am scos armă? Că nu înțeleg, asta e armă. Lanternă e armă. E armă. Bă, practic, în joc? E lanternă. E lanternă, nu e armă. Ai văzut o lanternă în viața ta? Da, pe bune, în viața reală nu... Nu e armă alba. Și faza e că tu ai sărit la bătaie cu toți aici. Noi nu ți-am făcut nimic.
dacă ei așa și o piatră arma. A zis bă, stai și mai de bătă. Să zici că tu dacă ai făcut accident cu ăla nu te dai jos și lui la bătaie frățior. Și mă ieși pe mine, înțelegi? Că n-am fost implicat. Da, frățioară. Uite acum că ai fost nesimțit, rămâi acolo. Ia uite Mustang. Ia vezi-l. A, stai la te drag, ia de. Nu sunt orică. Vezi că alunecă și nu se ridică pe dor o saltează. Nici nu se ridică asta. Apasă. Ce gen poți la pe jocul la 3 secunde, știi? Sau 5, ceva de gen. Încarcă destul de rând. Să vin după noi, mă? Ai curat să-i dai viteză. Bună ziua. Bună ziua. Care e problema? V-am întors pe grata pentru că aveți geamă acolo. Aveți omologare? Nu, ziga că nu, ne dați amendă. Nu. Nu? Să trebuiască să vă dau amendă pentru că nu aveți omologare. Păi și zi, cu cine stau și eu de vorbă? Și cu cine pot stau și eu de vorbă? Cu cine stau, nu cu cine pot să stau. Cu cine stau de vorbă? Ok, agent ZAV din departamentul poliției române. Am înțeles. Păi... Lasă să... Nu ți-a cerut buletin, nu ți-a cerut permis. Nu-i nimic. Așa, nu-i zice. Să vedem pe ce nume scrie... Amen. Ziua, domn polițist. Mediață. Ziua. Mediață. Dacă ne dispar de aici? Trebuie să polițist? Ei, dispar de aici. Bă, da? Ia, bă, de aia, de tu cu ăsta cu mașină, Valvo, hai de pe ăsta, că mă duc. Ok. Hai zis, vă rog. Ia, uite ce BV are la unul, cazici. 6. Știi ce bine merge la? Îl scrie procesul verbal, dar pe ce nume, nu-mi știe. Faceți băieții? Vedeți că buletinul este expirat, dacă mă știu. Ce faceți asta, băieții? Mi-a dat amendă. Băi, mi-a dat amendă, băi. Ai auzit? Da, stai mă așa să vedem ce-i ce. Mașină. Așa, doamnă, vă rog să semnați. Și ia stați aici. Băi, ieși, mă, deci, ieși! De ce să semnați? Ieși, ieși! Ieși! V-am dat amendă și să mergeți plătiți. Deci și pe ce nume e scris amendă? A scris aici. Păi da, amendă pe ce nume e? Și știi cum îl cheamă de mi-a scris amendă? Păi și atunci pe ce nume e scris amendă dacă nu știi cum îl cheamă? Ba aici semnați și după vă scris și numele. Bine ai... Tras mă, de aici s-a tras. Nu de aici, domnule. Înainte de asta trebuie să vă informați persoana respectivă, să vă legitimați ca să știți cu cine stați de vorbă, dar apoi scrieți procesul verbal și în procesul verbal trebuie să scrieți numele persoanei respective. Nu ce să semnezi? Și vă pune și numele. Cum să semnezi? Vrei să-ți fac pedicura? O, l-a scos arma albă. Ce la de unde scoate la omul ca să bă, numai proști voi, numai proști. Vă rog frumos, domnul, să vă semn și să vă scrieți numele. Pleacă-mă de aici. Nu se schimbă nervele. Dumitale trebuie să scrieți numele, domnul, în procesul verbal. Dumitale trebuie să scrieți numele în procesul verbal. Ok, dați-mi numele și-l scriu. Păi, trebuia de la bun început să-i cer buletină ca să știi cu cine stai de vorbă. Domnul, dar îl scriu acum, domnule, v-am scris amenda. Ăsta din al vostru gay. Nu e adevărat. Stați un pic să-l lăsa aici, mă, așa. Asta-i prost rău. El scrie amendă, dar nu știe pe ce nume scrie, știi? Bă, ce ai, bă, că deja mi-a dat și amendă când era mașină, ce? În geamul fumării. Sau să te prezint la departamentul poliției pentru a achita amenda pe data cu tare. Vă
Vă rog, domnul, să-mi dați un buletin dacă doriți. Ai găgă buletinul? Culeiu. Hai că am scris portofelul. Ah! Păi dracu, scoate portofelul ăla, deja întinde mâna. Păi dracu, scrie și tu, caută buletinul. Da, scrie. Puteți să-i țineți în frân sau? Domnul. Te fătă că nu l-am spus asta, Bunjean. Bă, deci tu dacă nu pleci, stai gâtul. Vai. Acum fără Catrinca, mă ia unul la Catrinca. Fără Catrinca, mă ia unul la Catrinca. Gago, nici chiar așa dă mult, Gago, haide dracu o dată, dă-i acum. Nu vezi dracu ăsta? E poliție, ăsta e polițist de frontieră, coaie. Cred că-i în SIA să stau. Așa, domnul, mulți oameni. Cred că ți-l țeră ție, bă, dă-te mai acolo. Trebuie să vă rog frumos, să-mi trebuie să-ți poliții, dar să vă dai și voi pe trotuar. Sunt jumate pe care o să vedem, nici jumate, un sfert. Ai loc să treci. Hai. Nu l-au buletin și plecat. Ce trec eu ăsta, bă? Ăsta-i polițist sub acoperire, dar la ghena de gune, de unde vrei? E bine că acum ai scrie, Gago, după ce a scos deja faile, știi? Băi, nu știu ce e capul lor, bă, în capaj. Slash... Așa, domnule, mă apelează chestiul general, auzi? Aici. Ce te să semnezi aici? Nu mi-a spus ce te să semnezi. Să puneți o semnătură, domnule, pe foaie. Dați-i ce am curs de noapte. Și ce ați scris, domnule, în procesul? Poftim? Ce ați scris în proces? Aveți geamuri fumuri. Ok. Se va da o amendă de 120 de euro. Pentru că nu aveți omologare. Așa, domnule, vă rog să luați această foaie și să vă duceți la poliție să plătiți, ok? Da, da, da. Atât. Da, da, da. Da, domnule. Vă rog să duceți la poliție să plătiți amendă. Mm-hmm. La revedere, mă rog. Zi frumos. Ia uite, băi.